Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Nu știu dacă v-ați plictisit de seria asta sau nu, îmi spuneți în comentarii, votăm dacă mai continuăm sau nu pe community acolo. Nu uitați să rupeți și voi butonul de like pentru că astăzi avem 2500 de gemuri Rafael împreună cu mama mea s-au gândit să-mi fac o surpriză și să-mi cumpere oferta. Hai să vedem, Rafael a apărut după o lungă perioadă de lipsă. A lipsit Rafael undeva, l-am dat și dispărut la mine pe community. Mai mulți oameni și-au dat cu părerea că ai fost răpit de mafia siciliană, Rafaele. De ce-ți vezi ce eroare fiți eu? Nu știu. Ai fost răpit de mafia siciliană și chiar vrem împreună cu abonații să sunăm la poliție. Dar habar n-avem. Mă găseam acasă pe canapea. După aia ai venit, am făcut update. Ok, hai să deschidem și noi noua ofertă. Câte like-uri vrei, Rafaele? La episodul ăsta, ca să mai... Vreau să strângem un like. Deci un like. Hai să vedem, am dat 1.000.000, vedeți și voi, 100 de ron. Am ce face cu bănuții, adică Rafael n-are ce face și cu mama mea. I-am făcut ca acest cadou să cumpăr oferta. După cum și bine știți, era o ofertă mai de mult. Îți dădeam un chest de ăsta și niște cu Rafaele, am o și o surpriză pentru tine. Mi-a venit alocația și am să-i dau lui Marius să știe. Ia, am și o surpriză pentru tine, uite, ce se întâmplă aici. Așteaptă night-ul să fie promovat, Rafaele. Și? Și nu avem bănuții. Hai să vedem, ce ne pică, o să cumpărăm un chest din acesta. Un bun avem. Hai să vedem. Ok. Alegem Tesla pentru că e OP. Bolero. Brabeț sau Brabeț? Greu de ales. Brabeț. Brabeț. Picos, nu sunt bune ăștia, ai bine rect 1. Ok, ce-am observat eu că sunt același număr de elixir? Nu știu sigur. Ăsta e 5, ăsta e... 4, cred. Ok, cu 22 de baloane vom face baloane. Baloane. Să luăm baloanele. Level 7 baloane. Ce legendare ne pică chiar acum în comentarii? Sparky și Log. La Burger. Ok, n-am picat. Da, asta nu... Asta aș face la următorul level dacă aș pune. Și mai bine duc ăsta pentru că și-l folosesc și dacă o să fac rost de bani, o să-l iau. Ok, băieți, hai să trecem la lucrurile serioase. De obicei făceam așa, jucam un match aici în challenge, jucam un match în war și un match la ranked. Hai să vedem, Rafaele, o să facem war-ul. Pentru asta am nevoie de acest knight. Hai să vedem, ce ne mai trebuie? 3 goblini. Dacă hog-ul, fii atent că fac de cum eu. Așa, log-ul. Shexy și dacă ești tornada, sunt cel mai fericit. Nu e tornada, wow. Ok, cine mai lipsește? Deci avem toate cărțile. Ice Wizard, e? Yeah. E Ice Wizard? Nu e Ice Wizard, dar o să folosim Electro. Și ne mai trebuia încă o carte și era Tornada. Ce aș putea eu să folosesc în loc de Tornada, Rafaele? Freeze-ul? Cred că Freeze-ul ar fi bine. Habar nu am. Am ceva de aer? Stai să vedem. Ce am de aer? Executionerul, ăsta, Zap-ul. Ok, am destul. Hai să vedem, Rafaele. Vreau să-mi dea acum... Un membru de 4500 trofee, minim, 4000. Ok, și ca să știi, noi acum suntem într-un clan work cu un ăsta de face Twitch și YouTube. Mm-hmm. Dar are mulți abonați. Deci trebuie să joci forță. Hai să vedem. Nu, brabeți, nu ceva de aer. Ok, chiar unde m-a durat cel mai... Tare m-a atacat. Dă-i, domne. Să facă night-ul la o minune, dar nu face. Ok. Cine mai joacă barbarin 2018, serios? Doamne, ok. Trebuie să ne adunăm puțin, Rafael. Bă, trebuie să ne adunăm puțin, ai înțeles? Puțin, da. Hai să ne gândim. Putem să fac un deck cu golem în care rupeam tot. Dar nu am făcut. Nu prea mai elixir, asta e prostia. Lipsește pompa. Nu, nu trebuie pompa la decul ăsta, dar nu prea am elixir să atac. O să pună barbaria aia. A, bine că ai dat două, felicitări. Uite, el are tornadă. Cum e asta corect? Pă bune? Deci tu ai tornadă, eu nu o am.
Ar trebui să avem aceleași cărți. Cel puțin așa cred eu, Rafaele. Capul meu, ce decanceros are ăsta. Hai să vedem. Ultima mea șansă. Parcă vrea să tragă tunul ăsta. Barbari? Oh, super, super, super. Ok. Bă, o conduce în damage. Dar știi bine că cu un hook și cu un freeze acum s-ar putea să-i fac urâte. Ia-te-l pe ăsta, mă, calea și pe pâine. Hai mă! Ok, ok, ok. Ce a vrut să-mi fac acolo, ai văzut? Mi-a pus aerea la mijloc. Oh, bă, n-am, dar... Hai, hai, hai cu freeze, 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 hai cu freeze. Opa. Mamă, încă un freeze, încă un freeze. Pă bune. Yes! 420! Blazy. Blazy. 420 Blazy. Bă, dacă m-am chinuit să-l bat pe ăsta, asta e nemeric. Am câștigat și o victorie. Ok. Foarte frumos. Hai să vedem cât avea. M-am chinuit mult de tot cu ăsta. Ok. 13. Avea cărți mai mari decât mine. Ok. În continuare, Rafaele, pentru că le-am promis la oameni că tura asta o să fiu... Unde voi la rank-urile alea? Aici. Tura asta o să fiu 4300. O să facem un match în ranked aici. O să deschidem și chestul ăsta. Hai să vedem. Aici ar trebui să fie ușor, pentru că nu poate să mă bată decât dacă fac eu o greșeală, chiar dacă pot să aibă și level 13 ăsta. Execuționerul e cartea preferată în cazul în care nu știați. Exi. Hai să vedem. Exi, așa zic aia, în străinătate. Ok, poți să ai tu 10 alea. Nu o să dau racheta pentru că o să ia asta value, o să vezi despre ce vorbesc. Și nu o să-l pun acum pentru că poate are racheta. Mai văzut idee cu ăsta? Ia uite cât value ia. Nici măcar n-a murit. Du-te, 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 du-te. Valkyrie de 11. Bă, băiatule, Valkyrie de 11. Ai mai văzut Valkyrie de 11 vreodată? Dă rage pe Valkyrie. Yeah. N-am mai învârtit toată până am murit. N-am mai învârtit toată. Ok, dau rage aici. Are carte de 11 în 4000. Cărți maxate, Rafael. Da, nu e bine să fac asta, nu e bine deloc. Pentru că o să vină cu gigantul. Ok, super. Nu unde? Ia.
Ok, bine făcut acolo. Mamă, e OP, uite-te și tu. E cam easy match ăsta. Cărți de 13, maxat în pana mea. El e 3,14, e pi. Chiar sunt curios ce face. No, du-te tu, măi, baxatule. Termină. Copile, joci că joci cu pulinta, ci cu cine crezi că joci? Termină. Degeaba ai contul ăla maxat, că habar n-ai să joci cu el. I-am dat rectul la copil. Ce faci, mă? Băi, profesionistule. Nici cu cărțile maxate, mă. Bă, ce să-i mai fac, mă, Rafael? Să-i dau mintea mea. Dă-i mintea ta. Ia uite, 4400. Cu decul ăsta. Maxim, aproape maxim. Săgeți maxime. Rage aproape maxim. Wow. Să fie așa neghiob, mai rar. Hai să vedem ce e aici la Rafael. Ce se întâmplă? Jump boost, ce face jump boost aici? Se joacă? Ah, se joacă la asta, ok. Așa, și mi-a făcut un match aici. Punem ăsta la deschis. Dar mai facem un match rank pentru că nu mai joc la challenge, n-are nicio rost. Ok, băieți, pentru ultima oară o să jucăm cu deck-ul ăsta. Pentru că consider că este un deck destul de bun. Am pierdut un match cu el, dar nu mai contează, câștigăm match-ul ăsta cu el. Punem aici o pompă, chiar dacă este destul de riscant, merită să-mi asum riscul, să vedem ce face el aici. N-are miner, n-are rachetă, n-are nimic, ăsta e tot, fine. Nu face nimic în privința asta și ăsta are de-asta de level 7, cred că nu mai am de level 4 pe asta. Hai să vedem cu ce mai răspunde el aici. Ah, ok, am înțeles. What? The fuck is this? Pă bune, face asta? E nesimțire. Are freeze cu barbari. What? Holy. Ok, pe ăsta dacă îl bat, uite-te și tu, ce rage. Ok, prietene, dacă tu vrei așa, să faci mecherii de-astea. Bă, dar numai jucători canceroși de level 12. Serios, frate? Dă-i de level 11, sunt level 11, Supercell. Numai... milioanele tale de jucători numai de level 11? Nu mai are. S-ar putea să riz mult cu golemul ăsta, dar mă rog. Ia. Tu nu vezi că încearcă să-mi dea 3 coroane, omul. Spune pe mie că ăsta e jucător. Du-te, charge. Jos cu turnul ăla. Așa. Îți poți să-mi spui regele cu mieță. Regele șaman, îți spun. O să cerce să-mi pune barbarii, o să vezi ce vreau să zic. Ar fi bine să apere aici. Tu vezi ce face ăla acolo, n-ai văzut în viața ta așa ceva. Disperatule. Mi-a luat și el turnul mie. El joacă numai freeze, ești nebun?
Care pe care acum? Păi vezi că prințul ăla se duce, Rafaele. Face găoază. Face găoaza mare în turn. Ce de acum? Good game. Chiar așa ați ajuns să mă bat în boostat. 4000 de winner fiecare. Boosting media. Așa mai ești. Ok, nu merge să deschid asta. Parcă aș vrea să deschid, dar nu mai are rost. Cred că aici încheiem și noi episodul, Rafael. Am jucat 3 meciuri, 2 ranked și 1 war, pe care l-am câștigat. Am cumpărat și o ofertă. Ce vă mai lipsește din acest episod? Nimic. Eu am fost Xlader. La revedere!